Hai să vedem cum să adaug un, opțiunea cu share pe Twitter și Facebook pe un, pe un blog WordPress. Uite aici este un blog care l-am deschis așa ca să vedem. Hai să încercăm să vedem la widget-uri dacă este opțiunea asta. La widget-uri. Widget-urile sunt ceva care nu țin numai decât de un anumit articol. Deci widget-urile, ele ne pun anumite boxe în partea... În partea, acum, stați puțin. Acum, ele ne dau posibilitatea ca să lucrăm la nivel de site și nu la nivel de articol. Da? Acum, hai să vedem ce ne dă widget-ul ăsta. Twitter. Display your tweets from Twitter. Deci arată mesajele tale de pe contul tău de pe Twitter la tine pe blog. Deci asta face widget-ul ăsta. Acum să vedem ce mai este aici. Să vedem ce mai este aici. It's 13 hours. Mai este altceva aici. Mai este încă un widget care nu este activ și o să încercăm și pe asta. Acum aici o să trebuiască. De fapt, este tot acela de la tot același care mai sus, care arată mesajele de pe Twitter. Hai să-l tragem încolo, să vedem. Să vedem ce o să ne dea. Uite, o să-l punem jos aici undeva așa. Uite așa. Și aici trebuie să-i dau un titlu. Urmărește-mă pe Twitter. Așa. Uite așa. Și aici o să-mi pun username. De exemplu, eu am un... Ia ca să zicem, am aici. Tu ai să-l schimbi, Irina, da? Așa. Și acum îi pun câte smerate. Câte mesaje de pe Twitter de mele mi le arată aici. Așa. Și aici se pune și răspunsurile sau replicile la mesajele mele. Sau nu. Se pune și retransmiterea mesajelor mele. Sau să nu le pun. Eu o las așa. Aici mai este textul pentru a fi arătat între mesajul și ștampila de timp. Adică eu îl las așa. Nu trebuie să pun nimic. Salvează. Și hai să vedem. Să închidem și să verificăm blogul. Să verificăm blogul. Așa. Stop. Nu, va bate bine. Stop. Așa. Deci. Uite aici. Jos ar trebui să apară. Ia uite-l. Vedeți? Deci ce este scris în contul ăsta care le-au fost atașat? Da? El apare, toate apar aici. Și e bine să fie mesajele astea, toate așa, ceva, da? Anunțurile care le pun și așa mai departe. Deci poate este ceva care eu nu pun nemijlocit pe site. Da? Dar vreau să vadă activitatea mea de pe Twitter, să vadă aici. Bun. Acum, uite aici, dar să vedem noi la Irina, dacă este opțiunea pentru... Deschidem un articol, până la urmă. Să dacă este opțiunea de share pe Facebook. Nu este. Nu este. Ia, hai să încercăm. Hai să încercăm. Asta se face prin plugin-uri. Prin instalarea unui plugin. Da. Uite aici, ia unii sele. Așa. Pagini, comentarii, feedback, sondaj, aspect. Așa. Utilizator. Deci el nu dă opțiune de plugin-uri. Așa. Deci asta, cei de la Facebook, de la WordPress, nu dau mai mult decât pot să pui. Asta este realitate. Asta este realitate. Și pot să am aici, mai cei ce-mi dau posibilitate să fac. Acum eu pot să verific. Așa, ia să vedem la extra. Ei dau, tu de poate așa. Eu am pus box aceea cu mesaje de la Twitter. Deja e mult înseamnă, da? Bun, acum, dacă doriți
să aveți toate opțiunile. Știți că cel mai bine este ca să aveți un domeniu separat, un hosting separat. Și dacă vreți să aveți domeniu separat și hosting separat, este ehost.com. Și aici, pentru 300 de lei pe an, trebuie să aveți domeniu și hosting calitativ și nu vă chinuiți cu instalare sau cu să întâlniți anumite greutăți în instalarea la anumite plugin-uri. Uite, vedeți? Chiar și în cazul ăsta nu poți să faci nimic mai mult decât ceea ce îți dau ei. Acum, uite, aici este o opțiune. Da? Băieți, uite, aici este o opțiune. Connect your blog to popular social networking sites and automatically share new posts with your friends. Uite, connect to Twitter. Connect to Twitter. Mă conectez blogul meu la Twitter. Asta așa. Ca să apară articolul meu pe Twitter. Da? Authorize connection with Twitter. Deci eu trebuie să pun acum userul și parolă. Acum el ce face? Deci el acum o să conecteze la contul de la Artur Boicu. Și articolele lui Irina Batiună să apară la contul de la Artur Boicu. Deci acum cei ce trebuie să facă Irina, trebuie să-și facă un cont la Twitter și să facă sign out dacă vrei să conecteze la alt cont decât la contul Artur Boicu. Da? Și o să apeși pe allow și o să meargă toate articolele, o să meargă pe Twitter. Sau același lucru ce privește Facebook-ul. Sau dacă ai la Yahoo, de exemplu, dacă ai cont, poți pui și acolo. Dacă ai la Messenger cont, poți pui să apară și acolo. Uite aici, vă rog să atrageți atenția aici. Uite aici avem share buttons. Adică butoane de partajare, ca să te împărtășești cu alții. Este butonul de la Facebook. Da? Acum, poți să le tragi ăsta de la Facebook. Ăsta de la Facebook. Așa. Uite aici, unul. Așa. Deci la, uite aici, la setări, la partajare. Uite așa. Și mai vrei să pui, este de la Twitter, să-l pui tot aici, uite așa alături. Hop! Este. Serviciile trase aici vor apărea individual. La fiecare articol. Hai să vedem, să încercăm. Hai să salvăm. Să salvăm. Dar, deci el îți dea. Acum și o să vedem. O să vedem ce apare și cum apare. Dar, e bine ca să, deci, care e avantajul la un site făcut pe domeni separat, cu coste separat, că acolo îți pui cum vrei și de care vrei și butoanele și toate meniurile, widget-urile și așa mai departe. Uite, aici au apărut Share This on Facebook și Twitter. Acum, eu ce o să fac? Tweet this. Eu, ca și persoană, Artur Boicu, eu vreau să transmit mesajul ăsta de la Irina, de pe blog, vreau să transmit la contul meu de Twitter. Și o să spun tweet. Tweet. Uite așa. Pot să mă uit cum apare pe Twitter. Uite așa. Mesajul de la Irina de pe cont. Așa. Deci uite cam în felul ăsta apare. Așa. Deci, am văzut cum se face. Deci asta o să ajute foarte mult la cei care aveți bloguri pe wordpress.com. Da?